păcat. Nu că suntem noi mai buni ca și alții, sau am avea fapte sau merite mai mult ca și alții, sau dacă credem că suntem mai buni pocăiți ca și alții, ne înșelăm amarnic. Ci îndurarea lui Dumnezeu, mila lui și harul lui se vede peste noi, că și după masa aceasta ne-a adunat aici în numărul acesta. Haideți să nu stăm nepăsători. Ori de câte ori avem prilejul, să-i mulțumim. Toată viața trebuie să-i mulțumim. Nu ca să mai cerem ceva, ci să-i mulțumim toată viața. Că ți-a dat ocazia să fii copiii lui. Ți s-a dat un dar, fără bani, fără plată, doar trebuie să urmăm calea lui. Haideți să cerem putere de la el, înțelepciune duhovnicească, ca să, știți cum, ca mai întâi de toate să căutăm împărăția lui. Căci dacă căutăm împărăția lui, restul lucrurilor ni le dă el pe deasupra ca binecuvântare. Asta să ne frământăm noi zi de zi. Cum să facem voia lui Dumnezeu? Cum să împlinim noi cuvântul lui Dumnezeu? Cum să facem o faptă bună înaintea lui Dumnezeu? Cum să fim noi lumină înaintea lui Dumnezeu? În aceasta constă pocăința. Fratele a mărturisit ce semne și minuni face Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă. Noi oamenii ne schimbăm. Sau dacă credem că nu sunt oameni, sunt. Dumnezeu întotdeauna are oameni. El are aleșii lui. Nu vreau eu să-l slujesc. Este altul. Nu e nicio problemă. Nu pierde Dumnezeu. Pierd eu. Eu pierd. Mila și îndurarea lui care se arată față de mine. Un har atât de mare. Haideți să nu stăm nepăsători. Haideți să facem voia Lui. Împreună cu mine să facem juruințe zi de zi. Doamne, vreau să Te slujesc. Doamne, dă-mi putere să fac voia Ta. Te rog, întărește-mă. Unde credem că greșim, acolo să-L cerem pe Dumnezeu mai mult. Dacă credem că limba noastră este slabă și cu El facem mai multe lucruri ce nu este după voia Lui, să-L cerem pe Dumnezeu în ajutor. El este acela care ne poate scăpa de orice duh ce nu este după voia Lui. Și să lăsim doar pe Duhul Sfânt în viețile noastre, care să ne călăuzească, care să ne fie cu noi întotdeauna. Căci Dumnezeu așa a spus Domnul Iisus Hristos. Am să vă trimit o putere care va fi în voi și cu voi întotdeauna. Acea putere nu te lasă niciodată. Dacă faci voia Lui, dacă stai lângă El, aceea putere nu te înșală niciodată. Întotdeauna te cârpuiește pe un drum drept. Nu te bagă în căi alăturnalnice, nu te bagă în restaurante, în cluburi, ci te aduce în casa Domnului. Acolo unde poți să vii la picioarele Lui, ca să te rogi, să vorbești cu El, ca să spui tot ce te apasă și te doare. Trebuie să-i mulțumim toată viața. Cât de mult bine ne-a făcut Dumnezeu? Este o întrebare pe care o pun și fiecare să-și o pune. Dacă nu mi-a făcut Dumnezeu bine, știți ce? Lăsați-l și nu-L slujiți. Dar în moment ce ți-a făcut bine, stai lângă El. Stai la picioarele Lui, căci El este acela care nu te va lăsa de rușine. Căci copiii Domnului niciodată nu rămân de rușine, ci dintotdeauna devin proslăviți. Mi-au binecuvântat cu copii frumoși, mi-au binecuvântat cu familie, suntem o familie unită, nu cum e și cântarea. Ce bine e când frații locuiesc împreună, zice Cuvântul lui Dumnezeu. Oare este bine? Împotriva, este bine când locuiesc frații împreună? Amin. Amin. De ce? Căci Dumnezeu este prezent. Tatăl este prezent. Și când copiii sunt în jurul Tatălui, e numai bucurie. Atunci când toată familia este la oaltă, e sărbătoare. Și astăzi este o zi de sărbătoare. Căci noi locuim împreună. Noi aducem slavă lui Dumnezeu. Cântăm cântări de laudă. Predicăm și ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. La care zic, ca Domnul să facă, ca să se zămislească cuvintele Lui în inimile noastre. Și când o pleca din locul acesta, știți cum? Să plecăm plini de bucurie. Să mărturisim peste tot. Căci ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Căci Dumnezeu a fost prezent și ne-a prelucrat. Și ne-a dat putere ca să putem propăși pe această cale plină de încercări, de necazuri, de probleme. Dumnezeu a zis, în lume veți avea probleme.
mai bine. Dar îndrăzniți! Îndrăzniți că ce am biruit lumea, a zis Domnul Iisus Hristos. Noi nu vom face așa toată viața noastră decât să îndrăznim, să venim la picioarele Lui și să cerem putere de la El. Că singur nu vom putea. Dar atunci când sunteți doi pe o cale, întotdeauna este mai grea să duci o sarcină, o greutate. Când te ajută cineva la o plasă, este mai ușor, nu? Decât să-L duci singur. Așa este și cu Domnul Iisus Hristos. Lăudați să-I fie numele. Voi rămâne la aceste cuvinte, la care zic, Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea putere ca să putem propăși pe cale. Vă rog să vă ridicați în picioare.